21. Dincolo de frontiera morții. Și depășită. Lumină. O lumină cețoasă în care jucau umbre, topindu-se, apropiindu-se și, în sfârșit, definindu-se cu claritate. Un chip. Niște ochi ce-l priveau. Pola. Reveni brusc la realitate. În mintea sa totul era perfect limpede. Cât e ceasul? Întrebă el. Îi strânse atât de tare încheietura mâinii încât fata se strâmbă fără voie. E trecut de 7, șoptia. Suntem dincolo de frontiera morții. Arvadan aruncă o privire cruntă în jur. Sări de pe patul de campanie, nepăsător la durerea mistuitoare din încheieturi. Șect, al cărui trup gârbovit era ghemuit pe un scaun, își ridică spre el capul, încuvințând cu tristețe. S-a sfârșit, Arvadan. Deci Ennius... Ennius n-a profitat de șansa pe care i-am oferit-o. Ce zici de asta? Și Șect râse un râs strident ca un scrâșnet sinistru. Noi trei singuri descoperim un imens complot împotriva omenirii, singuri îl prindem pe capul conspiratorilor și îl aducem la judecată. Ca într-un videofilm în care eroii atotbiruitori apare exact la timpul potrivit. De obicei, acesta este finalul. Numai că, în cazul nostru, acțiunea a continuat, iar noi am constatat că nu ne crede nimeni. Asta nu se întâmplă în filme, nu? Ele se termină întotdeauna bine, nu-i așa? E absurd. Cuvintele fură înghițite de suspine răgușite, uscate. Arvadan își întoarse privirea cu amărăciune. Ochii Polei erau universuri întunecate, umede de lacrimi. O clipă se pierdu în ei. Erau într-adevăr niște universuri pline de stele. Către acele stele zburau mici casete metalice, sclipitoare, devorând ani lumină în trecerea lor prin hiperspațiu, pe traiectorii ucigașe, perfect calculate. În curând, poate chiar acum, aveau să se apropie de țintă străpungând atmosfera planetelor, explodând în ploi invizibile de virus fatali. Totul se sfârșise. Nu se mai putea face nimic. Unde ești, Varț? Întrebă stins. Pola clătină din cap. Nu l-au mai adus înapoi. Ușa se deschise, iar Arvadan, care nu se împăcase pe deplin cu gândul morții, își ridică repede privirea cu chipul brusc însuflețit de o speranță. Era doar Ennius. Expresia lui Arvadan se năspri. Își întoarse fața. Guvernatorul se apropie, aruncându-și o clipă privirea către fizician și fiica lui. Chiar și acum, însă, Șect și Pola nu erau decât niște bieți pământeni care nu puteau să-i spună nimic. Care nu puteau să-i spună nimic guvernatorului, deși știau că, oricât de apropiat și de violent le era sfârșitul, al lui avea să fie și mai apropiat și mai violent. Ennius îl bătu pe Arvadan pe umăr. Doctor Arvadan? Excelență? Răspunse arheologul, imitând sarcastic vocea celuilalt. E trecut de 6. Ennius nu dormise noaptea aceea. Deși oficial îl absolvise pe Balchis, în adâncul său nu se putea convinge că acuzatorii erau complet nebuni sau hipnotizați. Urmărise tic-tacul mecanic al ceasornicului, cronometrând poate sfârșitul galaxiei. Da, spuse Arvadan, e trecut de 6, iar stelele strălucesc încă. Dar tot mai crezi că ai avut dreptate. Excelență, în câteva ore vor muri primele victime. Faptul va trece neobservat. Zilnic mor oameni. Într-o săptămână vor muri sute de mii. Procentul vindecărilor va fi aproape nul. Nu va exista niciun leac. Mai multe planete vor cere de urgență ajutoare pentru combaterea epidemiei. Peste 2 săptămâni li se vor fi alăturat 10 de alte planete, iar în sectoarele mai apropiate va fi declarată starea de urgență. Peste 1 lună, galaxia va fi o masă clocotind de boală. Peste încă 2 luni, nici 20 de planete nu vor mai fi rămas neatinse de virus. În 6 luni, galaxia va fi moartă. Și ce veți face dumneavoastră când vor sosi primele comunicate? Prevăd și asta. Veți întocmi rapoarte cum că epidemia s-ar fi putut să pornească de pe pământ. Nu veți salva astfel viața nimănui. Veți declara război stegarilor pământului. Nu veți salva astfel viața nimănui. Veți șterge pământeanul de pe fața planetei. Nu veți salva astfel viața nimănui. Sau vă veți oferi să fiți mijlocitor între prietenul dumneavoastră Balchis și Consiliul Galactic sau ce va mai fi rămas din el. S-ar putea chiar să aveți onoarea de a-i da lui Balchis pe mână ultimele rămășițe ale Imperiului, în schimbul antitoxinei care, iarăși, s-ar putea să nu ajungă la locul în cantitatea și la timpul necesar pentru a salva măcar o singură ființă omenească. Ennius zâmbi fără convingere. Nu găsești că dramatismul dumitale e ridicol? Oh, ba da! Sunt un om mort, iar dumneavoastră un cadavru. Să ne păstrăm însă un calm imperial, nu-i așa? Dacă îmi porți pică pentru că am recurs la biciul neuronic... Câtuși de puțin, răspunse ironic Arvadan. M-am obișnuit cu el. Aproape că nici nu-l mai simt.
Voi încerca atunci să-ți explic cât mai logic cu putință. A fost o încurcătură foarte neplăcută. E greu să întocmesc un raport rezonabil asupra celor întâmplate, dar încă și mai greu să trec totul sub tăcere, fără nicio justificare. Lucrurile stau în felul următor. Ceilalți acuzatori sunt pământeni, numai cuvântul dumitale are greutate. Ce-ar fi să dai o declarație în sensul că acuzația a fost făcută într-un moment când nu erai... Ei, ne vom gândi noi la o formulare care să exprime mai vag ideea de pierdere a rațiunii. Nimic mai simplu. Spuneți că eram nebun, beat, hipnotizat sau drogat. Merge orice. Încearcă să fii înțelegător. Ascultă, îți spun eu că te-au corupt. Vocea guvernatorului se transformase într-o șoaptă încordată. Ești din Sirius. Cum de te-ai îndrăgostit de o pământeancă? Poftim? Nu țipa. Te întreb, în condiții normale, ți-ar fi dat prin cap să te asociezi cu băștinașii? Te-ai fi oprit cu gândul la așa ceva? Guvernatorul își înclină capul abia perceptibil în direcția Polei. O clipă Arvadan se uită la el surprins. Apoi, cu iuțea la fulgerului, își repezi mâna îmberegată celei mai înalte autorități imperiale de pe pământ. Ennius se lupta cu disperare să se desfacă din strânsoarea lui. Așa ceva zici? Întreba Arvadan. Te referi la domnișoara Schecht? Dacă da, s-o faci cu tot respectul cuvenit. Ai înțeles? Oh, cară-te de aici. Ești mort oricum. Ennius gâfâi sufocat. Doctore Arvadan, te anunț că ești ares... Ușa se deschise din nou și intră colonelul. Excelență, gloata de pământeni a revenit. Cum? N-a vorbit Balchis cu ei? Nu a convenit pentru o amânare de o săptămână? Ba, a vorbit și e tot aici, și la fel și mulțimea. Suntem pregătiți să deschidem focul asupra lor și acesta e și sfatul meu în calitate de comandant al armatei. Ce ordonați, excelență? Așteaptă până vorbesc cu Balchis. Adu-l aici. Doctore Arvadan, cu dumneata mă socotesc eu mai târziu. Balchis intră zâmbitor. Se înclină ceremonios către Ennius, care îi răspunse cu un salut abia schițat. Ascultă, spuse fără niciun fel de introducere guvernatorul, sunt informat că oamenii dumitale se adună în apropierea fortului Diban. Nu așa ne-a fost înțelegerea. E drept că nu dorim vărsări de sânge, dar și răbdarea noastră are o limită. Îi poți împrăștia pe cale pașnică? Dacă am să vreau, o excelență. Dacă ai să vrei, ai face bine să vrei. Și încă imediat. Câtuși de puțin, excelență. Secretarul zâmbi și își înălță brațul. Vocea ei se umplu de triumful sălbatic al batjocurii atât timp înăbușite. Prostule, ai aștepta prea mult și poți plăti cu moartea acum. Sau poți trăi ca sclav dacă preferi, dar te asigur că nu va fi o viață dulce. Patima cu care fusese rostite aceste cuvinte nu a avut un efect deosebit asupra lui Ennius. Chiar și în acel moment, când primise fără îndoială cea mai grea lovitură din viața sa, calmul diplomatului imperial nu-l părăsi. Părea doar ceva mai palid și mai obosit. Am fost deci atât de neprevăzător? Povestea cu virusul era adevărată? Vocea îi suna cu un fel de mirare abstractă, indiferentă. Dar pământul, chiar și tu însuți, sunteți cu toții ostatecii mei. Câtuși de puțin, veni imediat strigătul victorios. Tu și ai tăi sunteți ostatecii mei. Virusul ce se răspândește acum în univers nu a iertat pământul. Atmosfera tuturor garnizoanelor, inclusiv a Everestului, e acum saturată de el. Noi, pământenii, suntem imuni. Dar cum te simți tu, guvernatorule? Slăbit? Ți-e gâtul uscat? Ai febră? Nu durează mult să știi. Și numai de la noi poți obține antidotul. Mult timp Ennius nu spuse nimic. Pe chipul tras i se întipărise o disprețuitoare trufie. Se întoarse apoi spre Arvadan, spunând pe un ton liniștit protocolat. Domnule doctor Arvadan, văd că trebuie să-ți cer scuze pentru că ți-am pus cuvântul la îndoială. Domnule doctor Schecht, domnișoară Schecht, scuzele mele. Arvadan rânji. Mulțumim pentru scuze. Ne vor fi tuturor de mare folos. Merit sarcasmul dumitale, răspunse guvernatorul. Acum vă rog să-mi îngăduiți să mă întorc la Everest pentru a muri împreună cu ai mei. Orice compromis cu acest om este, bineînțeles, exclus. Sunt sigur că soldații guvernatorului imperial pe pământ își vor face din plin datoria înainte de a muri, încât nu puțin vor fi pământenii ce ne vor lumina calea în labirintul morții. Adio! Stați așa, nu plecați! Încet, încet, Ennius privi în direcția de unde venea vocea. Încet, încet, Iosef Schwartz, încruntându-se puțin, clătinându-se din cauza oboselii, trecu pragul. Secretarul se crispă, făcând un salt înapoi. Bănuitor și precaut, îl înfruntă pe omul venit din trecut. Nu, scrâșni el, nu vei afla de la mine secretul antidotului. Numai câteva persoane îl dețin și câteva altele au fost instruite cum se administrează. Și unii și alții se află la adăpost de influența ta pe timpul cât are nevoie toxina să-și facă efectul. Se află la adăpost, în cuvință Schwartz. Dar nu pe timpul cât are nevoie toxina să-și facă efectul. Pentru că vezi, dumneata,
Nu există nicio toxină și niciun virus de combătut. Ce voia să spună? Arvadan simți că se înnăbușe. Fusese într-adevăr manevrat? Erau atât el cât și secretarul victimele unei imense farse? Dar în ce scop? Haide, omule, cer un nerăbdător Enius. Fii mai explicit. Ce vrei să spui? E foarte simplu, răspunse Schwartz. Noaptea trecută, când eram cu toții aici, mi-am dat seama că nu obțin nimic stând pur și simplu și ascultând. Așa încât am acționat cu grijă, vreme îndelungată, asupra minții secretarului. Nu mă temeam că voi fi surprins. În cele din urmă, el a cerut să fiu dat afară. Era, bineînțeles, dorința mea. În rest, n-a fost nicio problemă. Mi-am dobărât paznicul și m-am îndreptat spre câmpul de decolare. În fort se dăduse alarma pentru 24 de ore. Navele erau echipate, înarmate și gata de zbor. Piloții erau pregătiți. Am ales unul din ei și am zburat împreună spre Senlo. Secretarul voia să spună ceva, dar fălcile îi se mișcară fără să poată scoate un sunet. Schecht fu cel care întrebă. Dar nu puteai determina un om să piloteze o navă. Nu puteai decât să-l faci să meargă. Da, când acționam împotriva voinței lui. Dar din gândurile doctorului Arvadan știam cât îi urăsc sirienii pe pământeni, așa că am căutat un pilot născut în sectorul sirian și l-am găsit pe locotenentul Clodi. Locotenentul Clodi? Strigă Arvadan. Da, îl cunoști. Sigur, văd foarte clar în mintea dumitale că îl cunoști. Te cred, continuă Schwartz. Acest ofițer îi urăște pe pământeni cu o voință greu de înțeles până și de mine, care m-am identificat cu gândurile lui. El voia să-i bombardeze, voia să-i distrugă. Numai disciplina militară îl împiedica să decoleze imediat. Pentru un asemenea om este suficient cel mai mic imbold și disciplina nu-l mai poate ține în loc. Cred că nici nu și-a dat seama că am urcat lângă el în aeronavă. Cum ai dat de Senlo? În vremea mea exista un oraș numit Saint Louis. Era la confluența a două râuri mari. Am ajuns la Senlo. Era noapte, dar am văzut o pată neagră într-o mare de radioactivitate și mi-am amintit de ce spunea doctorul Schecht că templul este o oază de sol normal. Am lansat o rachetă de semnal sau, în orice caz, asta a fost sugestia mea mentală și la lumina ei am văzut clădirea în formă de stea. Corespundea imaginii pe care am descoperit-o în mintea secretarului. Acum, în locul acela, este doar o groapă foarte adâncă. Asta se întâmpla la ora 3 dimineața. Niciun virus n-a pornit spre stele și universul e liber. Un urlet animalic izbucni din gâdlejul secretarului, strigătul nepământean al unui demon. Păru gata să se arunce și apoi se prăbuși. Un firicel de salivă îi se prelinse pe buze. Nu l-am atins, spuse Schwartz încet, privind gânditor trupul prăvălit. M-am întors înainte de ora 6, dar știam că trebuie să aștept să treacă ora fatală. Balkis avea cu siguranță să-și strige triumful, îi citisem asta în gânduri și numai pe limba lui puteam să-l pierd. Acum s-a terminat cu el.